Dumneavoastră, pentru ce sunteți? Tot cu probleme de... De? Medical. Ce probleme? Da, domnul șoman. Bun, îmi dați buletinul? Da. Stai, stai, că nu am. Da, stați liniștit. Filmează, ai dreptul să mă filmez, ți-am dat acordul? Suntem pe domeniul public, care-i problema? Pe domeniul public și care-i problema? Așa ați făcut, așa ați făcut și înainte. Așa am făcut și înainte și v-ați făcut. Dar dumneavoastră, ce calitate veniți aici? Păi și de știți? Tot că avea de sindicat. Nu sunteți pe liber. Aveți cumva angajare? Sunteți angajată? La ce? Unde sunteți angajată? Sunteți disponibilizată? Să ce credeți că avem mai multe, mai puține clase? La sindicatul Crișovan. Opa! Penal! Dar nu rămâneți așa. Ia, stăm aici. Să se vadă, să vadă toată țara. Să vadă toată țara. Toată țara să vadă. Și vrea să filmați și când ne-a sulit, când mergeam la serviciu, nu, stătea la serviciu. Da, da, și l-a stat pentru noi, da. De poveni, nu și pentru voi. Pentru toată exact. Lumea. Exact. Și atunci trebuia să faceți parte din toată lumea. Exact, asta trebuia să faceți și voi, să stați cu noi. Și să... Cine a împărțit sindicatul? Cine a împărțit sindicatul? Că nu eu l-am împărțit, că nici nu eram în sindicat pe vremea. Nu, nu.